cazul în care pacientul se prezintă cu o boală parodontală agresivă, unde avem dinți care se mișcă și gingii inflamate și sângerinde, deseori apare întrebarea dacă poate fi făcută această intervenție de dantură fixă în 24 de ore pe implanturi dentare. Răspunsul este da, pentru că în momentul extracției dentare se curăță foarte bine osul, se curăță foarte bine și gingiile, se aplică anumite substanțe cu rol antibiotic, se folosește și tehnologia factorilor de creștere prin care extragem din plasma pacienților acei factori care ne ajută la vindecare și putem, în condiții sigure, să inserăm acele implanturi dentare. De altfel, indicația de bază a acestei tehnici de dantură fixă în 24 de ore este pentru pacienții care suferă de boală parodontală și la care nu mai poate fi salvat niciun dinte. Practic, se face extracția tuturor dinților, dacă într-adevăr nu putem salva nimic, se inseră implanturile dentare și a doua zi putem să punem și o lucrare provizorie.